Ioan Lazăr, fostul manager al Spitalului Județean Piatra Neamț și șef al Serviciului de Achiziții din cadrul aceleiași unități medicale, au fost trimiși în judecată de DNA Bacău pentru infracțiunea de abuz în serviciu. În același dosar mai este judecat administratorul unei societăți comerciale pentru infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu. În cursul anului 2015, Ioan Lazăr, împreună cu subordonata sa, au încălcat atribuțiile de serviciu în proiectul de reabilitare și modernizare a secției pediatrice din cadrul spitalului. Procurorii menționează în rechizitoriu că lucrările din proiect nu au fost finalizate, iar unele echipamente livrate au stat cel puțin 2 ani fără să fie folosite. Prejudiciul se ridică la peste 500.000 de euro, iar unitatea medicală s-a constituit în parte civilă.